Răsimțitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie în paraclisul centrului episcopal din Stockholm, Suedia. La final, ierarhul a prezentat starea de sănătate a celor doi medici români care au fost infectați cu noul coronavirus. I-am pomenit la Dumnezească Liturghie pe toți cei care sunt în neputința sufletului și a trupului. Am primit sute și sute de nume ale celor care sunt în boală și în suferință. Pe toți aceștia îi pomenim neîncetat aici la Dumnezeescul jertfelnic. L-am pomenit cu multă intensitate lăuntrică pe înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Pimen de la Suceava, însă și pe părinții bolnavi de la Putna și pe toți cei care au nevoie de mila și de ajutorul lui Dumnezeu. Am înălțat rugăciuni de mulțumire pentru cei doi medici români vindecați din Suedia. Zilele trecute ne rugam intens, deoarece medicul român, Mircea Constantin de la Stockholm, însă și medicul român, Anabela Maria de la Lund, se aflau la terapie intensivă. Medicul de la Stockholm mi-a mărturisit că, la un moment dat, Sufletul său s-a despărțit de trup și s-a ridicat deasupra trupului său și i-a văzut pe toți cei care îl îngrijeau. În cele din urmă, iarăși s-a unit cu trupul și Domnul s-a milostivit spre el și l-a ridicat din moarte la viață. Noi ne rugam intens ca Domnul să îl vindece ca să se poată întoarce la soția sa, de asemenea medic, și la copilașul lor. Acum se pregătește să revină acasă, iar eu o să merg și o să le săvârșesc slujba sfeștaniei și o să înălțăm la oaltă o rugăciune de mulțumire, exclamând că minunat este Dumnezeu într-un sfinții săi pururea rugători pentru noi. I-am luat în ajutor. În Paraclisul centrului episcopal se păstrează un fragment din moaștele Sfântului Sfințit Mucenic Haralambie.